Zonele în care constructorii întâmpină probleme pentru continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizarea străzilor din municipiu sunt zona Tătăraș și străzile Sălciilor și Solidarității. Acest lucru se întâmplă din cauza proprietarilor terenurilor din locațiile menționate, care nu permit accesul constructorilor. Zona Tătăraș este o zonă destul de mare. Se lucrează foarte mult, s-a făcut mare parte din lucrare. Ce nu ne iese aici, nu ne ies procentele, este pentru că zona Tătăraș cuprinde inclusiv conducta care se duce, trece prin cartierul Tineret, cartier Veterani, și care momentan nu avem o soluție din cauza proprietăților private, nu știm cum să facem legarea între cele două cartiere. Am fost de foarte multe ori și în teren și la dumneavoastră, la primărie, și nu s-a găsit un X și un Y ca să ni se dea punctul exact de trecere. Da, domnul Afon Conceanu a fost probabil concert, e venit, domnul Floreșteanu o să... Mă scuzați că insist, mai avem aceeași problemă pe Sălcilor și pe Solidarități. Da, dați-mi toate aceste probleme punctuale, dați-ne punctual și sigur că încercăm să-l rezolvăm. Da. Șeful administrației locale a menționat că majoritatea proprietarilor vrea să fie despăgubiți de către primărie pentru deranjul care se face pe proprietățile lor. Sunt o serie de probleme, văd că se ridică aici legate de proprietăți, și e o întrebare bine pusă atunci când s-a făcut proiectul, proiectantul, consultantul, cred că au stabilit traseele cele mai optime. Se pare că sunt anumite probleme în teren legate de proprietăți. Vom încerca să intervenim primăria municipiului Suceava, în zona Tătăraș, de această dată pe Salciilor, rămâne la fel zona Zamca, în așa fel încât să găsim trasee care sunt pe domeniul public în primul rând și care necesită mai puțin trecerea pe proprietăți, pentru că acolo apar de multe ori probleme, au și oameni dreptate, le se deranjează proprietatea, vor aduce terenul la stare inițială, vor despăgubiri la primărie, dar vom găsi soluții la fiecare caz în parte punctual și acolo unde este cazul, așa cum am procedat și la proiectul ISPA, sigur că oamenii respectivi vor fi despăgubiți într-un fel sau altul.